În porturile de la malul Mării se aflau luni 32 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 28, erau în portul Constanța, iar 2 în portul Midia. Tot 2 nave erau luni sub operare și în portul Mangalia. Navele aflate sub operare aveau de încărcat sau descărcat mărfuri precum ciment, cereale, fier vechi, combustibil, dar și îngrășăminte. De asemenea, potrivit Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în radele portului Constanța erau luni 9 nave. 7 dintre acestea așteptau pentru operare, iar 2 nu aveau operațiuni portuare și așteptau instrucțiuni. Pe de altă parte, pentru marți au fost avizate, mai arată Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, 7 nave pentru sosirea în porturile de la malul Mării, 5 în Constanța și 2 în portul Midia.